Stai ia. În capul, în Adi, ia uite cine mă sună. Ia uite, sunt în direct cu Neamitica Dragomir. Adi Mutu, cel mai în formă antrenor. Ia zi, Neamitica, ce părere ai de antrenorul Adi Mutu? Dom'le, părerea mea este că e peste valoarea echipei Rapid. El. A? Ce părere ai, Adriane? A? Mulțumesc, da. A? Deci vreau să zic că te-am sunat în prima emisiune. E de valoarea galeriei. Auzi ce zice Corleone, că ești de valoarea galeriei. Noi, vezi că noi suntem în direct acum, ca să știi. Da, suntem în direct. Da, eu sunt în direct. Ești pe telefonul meu, dar ești pe speaker. Mai înțelegi? Și vorbeam, fii atent, vorbeam cu Andone și cu Robert Niță și cu Gardoș la emisiunea de analiză și toți au zis că ai făcut iarăși un meci fantastic împotriva lui Luigi Căhaci. Da, e fantastic, e poate prea mult spus. Tactic, fantastic tactic. Un meci bun, un meci bun. Repriza a doua, într-adevăr, am făcut o schimbare la pauză, a trecut cu un 3-5-2 și s-a schimbat meciul, s-a echilibrat și chiar am trecut la timonă. Chiar schimbarea aia futuristă pe care ai făcut-o cu fundașul drept, ți-a ieșit ca și golul de acolo. Am preferat să joc cu Bamboie pe partea dreaptă pentru a nu scoate din ceea ce știe el, practic el provine din extrema dreaptă. Să știi că toată lumea a vorbit numai la superlativ, ai jucat tactic formidabil împotriva unui alt mare antrenor care e Hagi, ca între decare așa, deci ai dat lecție de tactică, bravo ție. Bravo, deci ești pe val puternic. Am încercat pentru că e far într-adevăr echipă bună, nu întâmplătoare. Am avut o bucurie nebună când s-au îmbrățișat. Jucători de mare valoare, excepții, cum ar fi Ali Beck sau și ceilalți, cu Grameni și Nedelcu. O echipă lucrată și Mazilu. Echipă lucrată, echipă care știe foarte bine traseele, joacă. Dar... Ce mai aveți două echipe fantastice, Știu și Hagi, fantastice. Crede-mă. Deci crede-mă, nu trebuie, ascultă-mă ce spun Adi, doar atât vreau să spun. Nu trebuie să ne oprim cu laudele. Bă, când vedem meciuri bune și antrenori care încurajează fotbalul și faceți nebunie și toată lumea vede fotbal de calitate și mutări tactice și alea, de ce să nu vă lăudăm? Lasă-mă să vă lăudăm, că destul vă critică. Da, corect. Eu cred că am făcut o propagandă bună fotbalului, pentru că poate și la noi să joci fotbal cu ritm, să joci fotbal cu intensitate. Bineînțeles că noi ambii antrenori ne-am dorit victoria și vreau să câștigăm, probabil între de câte ori o să ne întâlnim noi doi, nu o să fie niciun meci închis și mai la atac, pentru că amândoi ne dorim să câștigăm. Dar cum stai acum ca antrenor tu cu Hagi, cu Finu, cu Nașu, cum stai ca antrenor direct, în meciurile directe? Nu, e avantaj clar, Gică, nu. Dar în ultimele trei meciuri avem în campionat, în total. Aha. Și un cupă. Aha. De fiecare dată în astea trei meciuri, eu am deschis scorul și Gică m-a egalat la Craiova 1-1, minute 83, acum iară, minute 80, 1-1 și la Constanța chiar a reușit să întoarcă scorul 2-1. Fii atent aici! Să întoarcă și norocul ăsta, sper! Să întoarce, fii atent aici! Să reușesc să câștig. Da, Adi, fii atent aici! A zis că vorbeai, a zis Neamitică ceva tare de tot acum, dar tare rău de tot. Ce a plăcut lui cel mai mult la meciul ăsta? Fii atent! Când am văzut că se îmbrățișează Hagi cu Mutu. Parcă ți-au dat aproape, nu, așa emoționant rău, parcă ți-au dat lacrimile când ei văzut seama că au crescut sub ochii mei. Ce? A zis Neamitică când v-a văzut că vă îmbrățișați cu atât drag la finalul meciului, aproape că i-au dat așa lacrimile de emoție că ați crescut sub ochii lui. A zis că a fost cel mai frumos moment al meciului. Da, eu cred că stima dintre mine și Gică e... O știe toată lumea, bineînțeles că în afara faptului că ne dorim să câștigăm cu echipele noastre, rămâne acel respect și o relație foarte apropiată cum am eu cu Gică de ani de zile. În afara faptului că e nașul meu din prima căsătorie. Da. Dar mi s-a părut că l-ai surprins acolo cu mutarea aia. Da, dar și-a revenit repede, că a mutat bine. Altfel, probabil dacă eu nu viez, este un rezultat corect și echitabil, probabil, dar meciurile sunt făcute din momente, din episoade, probabil dacă ar fi să închidem 2-0 cu Duca, zice acolo, altfel ar fi stat problema, dar și ei puteau să câștige. Nu, da, acolo ți-am zis, mi s-a părut că tactic l-ai surprins, e adevărat că s-a reprofilat, că normal, e Hagi, dar mi s-a părut că l-ai surprins, să știi. Păi trebuia să vin cu o schimbare la pauză, pentru că
era greu să se prinde jucând cu acest sistem și având o posesie bună pe care vine cu mingea în inițierea asta cu cei trei fundași, atunci trebuia să blochez pe undeva extremele pentru a putea fi mai sigur și am reușit. Plus că am pus doi jucători de viteză care e foarte ofensiv, atât Bamboe cât și Onea. Și la faza cu schimbare de joc bună lui Kite, urcarea lui Onea și dribbling-ul și centrarea, puteam să scriem chiar prin Dunga, zici, până să ajungă mingea la Bamboe, dar a fost un pic, cum ați văzut, golul 4 de la Bayer cu Borussia, cu Sané, care a pasat pentru Coman în partea alaltă și a zis, deci extremele practic au făcut golul. A fost un meci frumos, intens, da. Atmosfera extraordinară. Da, vreau să te mai întreb. Vreau să te mai întreb un singur lucru pe final, acum, Adi, așa că a fost o intrare din asta, așa mai inedită, da? Da, râde, mi-am amintit că râde.